Nicolae Georgescu Roeghen a studiat matematica la București cu profesori renumiți, precum Gheorghe Țițeica, și a obținut titlul de doctor în statistică de la Universitatea din Paris. A studiat și la Harvard. După terminarea studiilor, s-a reîntors în țară și s-a ocupat cu reorganizarea statisticii economice din cadrul Institutului Central de Statistică. La Ministerul Economiei a fost director al Direcției de Import. În această perioadă a elaborat o serie de lucrări în domeniul demografiei și economiei naționale. Nicolae Georgescu Roeghen este matematicianul genial care a reușit să schimbe gândirea economică clasică, impunând mediului academic mondial conceptul de bioeconomie, acea știință ce analizează activitatea ca o continuare a evoluției biologice cu mijloace culturale și sociale. Bioeconomia propune în lucrarea din 1971 despre legea entropiei o nouă viziune asupra dezvoltării. Creșterea neîntreruptă a producției de bunuri materiale, idealul doctrinelor economice clasice, are potrivit omului de știință român limitele ei energetice. Dincolo de ele, specia umană este sortită inexorabil să dispară. Nicolae Georgescu Roeghen demonstrează existența acestor limite din ce în ce mai amenințătoare prin acțiunea celui de-al doilea principiu al termodinamicii, numit și legea entropiei. Entropia este cantitatea de energie difuză și inutilizabilă dintr-un sistem închis. Biosfera ar fi un asemenea sistem închis și activitatea economică a omului va epuiza succesiv toate resursele energetice ale Pământului și va conduce la degradarea totală a ecosistemului planetar. Nicolae Georgescu Roeghen vedea ca soluție de ieșire din această neîntreruptă luptă pe care omenirea o duce împotriva mediului înconjurător doar o nouă etică economică, prin care ar urma să se ia în considerare nevoile și securitatea generațiilor viitoare. Valoarea muncii și contribuția științifică adusă economiei mondiale i-au asigurat lui Nicolae Georgescu Roeghen postul de profesor emerit la Universitatea Vanderbilt, titlul de doctor honoris causa al Universității din Strasbourg. Cum era și firesc, respectatul om de știință a fost apreciat cum se cuvine și în țară, iar în iunie 1990, Academia Română l-a ales membru de onoare. Mai mult decât atât, a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Economie, dar i-a lipsit susținerea necesară pentru a obține marele titlu. A decedat în 1994 și cu toate că o mare parte a vieții și-a petrecut-o în Statele Unite ale Americii, încă din timpul vieții și-a exprimat dorința, ca urna cu cenușă după înhumarea sa, să fie adusă în România și depusă la cimitirul Belu, în sectorul academicienilor.